Giurgiuvenii au răspuns campaniei de donare de cărți inițiată de PPD de Giurgiu în luna noiembrie. Dovadă stau cele 2200 de cărți strânse pentru copiii din Republica Moldova care nu au acces la lectură și cunoaștere. După acest succes, organizatorii spun că nu se opresc aici și prelungesc acțiunea, contând și pe ajutorul rotarienilor giurgiuveni. Am lăsat aceeași provocare rotarienilor din Giurgiu și prietenilor rotarieni, să strângem cărți pentru copii de peste Prut. Sper ca să avem același succes și pe linia Rotary și să ajungem în Republica Moldova, la Chișinău, cu 4-5 mii de volume de cărți. Cărți de beletristică, dicționare, culegeri sau cărți tehnice, toate vor ajunge la copiii de peste Prut care vor să învețe și nu au materialele necesare. Deja am luat legătura cu un profesor universitar de la Clubul Rotary Chișinău, care a fost încântat de această acțiune pe care vrem să o facem și care mi-a promis că sigur se va ocupa să obțină avizele de la Ministerul Culturii din Republica Moldova și de distribuția de cărți acolo unde este nevoie. Organizatorii intenționează să livreze cărțile la sfârșitul lunii ianuarie.